Născut în anul 1831 la câmpul lung, Teodor Aman este unul dintre cei mai importanți artiști ai secolului al XIX-lea, având o contribuție însemnată asupra picturii românești. A studiat arta la Paris, la Ecole de Beaux-Arts și s-a încadrat în curentul academist, stil artistic influențat de normele stricte impuse de Academia Națională de Arte Frumoase din Franța. Aman este recunoscut pentru portretele sale, dar și pentru tablourile cu tematică istorică și peisaje de gen, iar o primă lucrare pe care a expus-o la Salonul Oficial, în 1853, a fost creația Autoportret. Întors în țară, artistul a înființat primele școli de arte frumoase la Iași și București, cea din capitală devenind Universitatea Națională de Arte.